ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Mai sunt doar 4 locuri libere pentru pacienții cu forme grave de coronavirus la Spitalul Republican. Prim-ministrul anunță și el că 4 disponibile în spitale mai sunt pentru 5 zile și fără să dea soluții, a enumerat tot ce nu poate face guvernul. Iurie Reniță publică un nou fragment video de la întâlnirea lui Igor Dodon cu Vlad Plahotniuc, în care șeful statului îi dictează liderului de atunci al PDM un raport pentru Vladimir Putin. Un taximetrist a ajuns la spital după ce a fost bătut și înjunghiat de 2 indivizi în satul Culboaca de lângă Chișinău. Poliția nu are suspecții în acest caz. Igor Dodon dictează, iar Vlad Plahotniuc scrie rapoarte pentru Vladimir Putin despre formarea unei coaliții parlamentare. Această scenă apare într-un nou video publicat astăzi de Iurie Reniță și Lilian Carp, după cel cu sacoșa neagră. Deputații spun că imaginile sunt de mult la procuratură, iar la ei au ajuns din nou într-un stick lăsat la căsuța poștală. Nici Procuratura Generală, nici președinția nu au comentat astăzi subiectul. Nu, eu scriem, era țâță. Eu tot timpul scriu eu notele cu Putin. Parlamentul coaliție, из двух, из партии, из демократии, партии демократии. Состоящие двух. Обладающие конституционным большинством. Videoul, făcut în aceeași zi în care Vlad Plahotniuc i-ar fi oferit o sacoșă neagră lui Igor Dodon, dezvăluie un nou fragment din discuția care ar fi avut loc între șeful statului și liderul de atunci al PDM. De această dată, politicienii se consultă pentru scrierea unui raport, din câte se înțelege, destinat președintelui rus, Vladimir Putin. Subiectul ar fi crearea unei coaliții parlamentare după alegerile din februarie 2019, cel mai probabil între PSRM și PDM. O stabilă coaliție, stabilă, la 4 ani, la 2023. Deputații spun că au primit de curând acest video, la fel de la cetățeni, prin poștă. Oamenii legii însă ar deține aceste materiale de un an de zile și ar fi și cercetat încăperea unde a avut loc discuția. Se constată că acest material video se află la Procuratura Anticorupție. Încăperea unde a avut loc întrevederea la data de 04-07 și așa mai departe între președintele Igor Dodon și președintele Plahotniuc și Ieralov, prin cercetare s-a stabilit că în cameră au fost amplasate la nivelul 3 a clădirii PDM-ului pe strada armenească 44/3 două dispozitive de înregistrare camuflate într-o umbrelă de culoare deci neagră și alta într-un dulap confecționat de culoare deschisă. Cei de la procuratură încă nu au oferit un răspuns la aceste declarații. Ei trebuie să ia act și să investigheze. Asta e obligațiunea lor. Reniță spune că va trimite o solicitare oficială către procuratură ca să demareze o anchetă. Președinția nu a oferit astăzi o replică la subiect, dar anterior președintele Igor Dodon menționa că filmulețele ar fi fost trucate, pentru ca ulterior tot el să spună că știa că este filmat de fostul lider PDM. La Spitalul Republican din Capitală mai sunt doar 4 locuri libere pentru pacienții cu forme grave de coronavirus. Medicii sunt îngrijorați că acestea pot fi ocupate în orice moment. Și prim-ministrul a scris pe Facebook că 4 în spitale mai avem doar pentru 5 zile, dar a declarat că guvernul nu poate da înapoi și nu poate năspri restricțiile pentru că acestea ar bloca economia. Aici, la Spitalul Republican din Capitală, sunt internați pacienții în starea cea mai gravă. Dincolo de aceste uși, medicii luptă din răsputeri să-i mențină în viață pe bolnavii de coronavirus. Acum au mai rămas doar 4 locuri libere la terapie intensivă, care pot fi ocupate mâine. Asta în condițiile în care zilnic sunt internați în medie câte 5 sau 7 oameni. Noi de acum suntem obișnuiți că la noi non-stop ziua și noapte sunt internări. Solicitările sunt în continuare.
mare în creștere, dar este temerea că noi nu o să putem face față acestor solicitări din cauza lipsei locurilor libere la terapie intensivă. Vicedirectoarea Spitalului Republican ne-a spus că medicii din instituție sunt îngrijorați. Acum, dintre 52 de paturi din secția terapie intensivă, dotate cu aparate artificiale, 48 sunt ocupate de oameni pe care virusul i-a adus în starea în care se zbat între viață și moarte. Deci capacitatea maximă este de 52 de aparate. Noi urmăream de la început care este situația în țările europene, în Statele Unite, și atunci când vedeam pacienți pe coridoare, știți, chiar mă îngrozeam. Deci nu vreau să ajungem, dar mă tem că o să ajungem și la situații din astea. Natalia Gaibu vede zilnic pacienții care, fiind conectați la aparate, luptă cu ajutorul doctorilor pentru fiecare respirație și nu înțelege de ce oamenii nu mai iau în serios pericolul pe care îl prezintă această boală. Ignoranța aceasta a măsurilor de protecție, deci costă foarte scump și perioada de recuperare este foarte îndelungată. Deci persoanele care trec prin terapie intensivă, deci ei nu sunt foarte bine peste 2 săptămâni. Nu putem să ne obișnuim cu virusul, ci trebuie să îl evităm pe cât e posibil, spune doctorul. Asta în timp ce astăzi Ministrul Sănătății a declarat că e timpul să revenim la o viață obișnuită, deși riscurile sunt încă mari. Noi trebuie să ne învățăm să trăim cu infecția COVID-19 și, de fapt, cum va evolua situația epidemiologică în Republica Moldova depinde de fiecare dintre noi. În felul acesta, Viorica Dumbrăveanu a apărat deciziile luate de Comisia pentru Sănătate Publică de la Guvern, care a relaxat măsurile de restricție tocmai când numărul de îmbolnăviri a explodat. Astăzi și prim-ministrul a trecut în revistă pe Facebook faptul că în spitalele din țară nu mai sunt locuri decât pentru 5 zile și a ținut să enumere ceea ce, potrivit lui, nu poate să facă guvernul ca să evite pericolul. Să închidem oamenii în case, iar nu mai e posibil. Să oprim din nou toată economia, nu mai e posibil. Să amendăm pe tot simultan, nu e posibil. Numărul de paturi disponibile în spital pentru profil COVID este o cifră flexibilă. Cu adevărat, la moment avem un număr suficient de paturi. Numărul de locuri pot spori la necesitate și pot descrește în cazul în care situația epidemiologică este mai relaxată. Un taximetrist din capitală a ajuns la spital noaptea trecută după ce a fost bătut și înjunghiat de 2 indivizi. Aceștia au apelat la serviciile sale, iar când bărbatul a ajuns în satul Hulboaca, unde a fost chemat, a fost luat la pumni. Potrivit poliției, taximetristul în vârstă de 34 de ani a fost înjunghiat cu un obiect ascuțit. Incidentul s-a produs în jurul orei 2 noaptea, la intrarea în satul Hulboaca. Indivizii au fugit imediat după ce l-au agresat, iar oamenii legii susțin că nu au încă niciun suspect. Poliția a deschis un dosar, dar nu a putut să ne spună care ar fi motivul atacului. Taximetristul a fost externat după ce a primit îngrijiri medicale, iar viața sa nu este în pericol. O ambulanță ca un hârb veche și în care cel bolnav nici nu poate fi culcat a adus ieri pacienți din Căușeni. Medicii de la urgență spun că nu au avut altă soluție pentru că o altă ambulanță din raion s-a defectat. Uitați-vă și mașină, uitați-vă condițiile. Acum 80% din ambulanțele din țară au termenul de exploatare depășit. Analizăm situația imediat la știri. În timp ce orașul s-a dezmorțit de-a binelea, în spitale situația este mai tensionată ca oricând. Doctorii de la Toma Ciorba afirmă că au de 3 ori mai mulți pacienți decât la începutul pandemiei și se arată nedumeriți că lumea nu mai respectă regulile de protecție. Nimeni nu este ferit de pericolul de a se îmbolnăvi, atenționează aceștia. Iar în timp ce relaxarea din oraș e pe zi ce trece tot mai simțită, la spitalul Toma Ciorbă din capitală, tensiunea e aceeași ca în prima zi, a spus șefa secției terapie intensivă. La noi merge lucru cum de la primul moment de când a fost depistată. De când s-a renunțat la unele restricții, s-a înregistrat o creștere a numărului de îmbolnăviri, constată medicii. Mai consult și eu colegii și prin telefon. Au crescut considerabil. Eu pot spune că poate și s-a triplat.
Galina Chiriacov spune că este indignată de atitudinea oamenilor și de faptul că unii sunt sceptici în privința virusului. Populația e spunem, nu că e relaxată, ei nici nu au fost foarte stresată. O grămadă de concluzii că noi e ca minciuni. Ce să le spuneți, uite, despre această atitudine? Eu permanent, de la prima zi, spun, discutați cu un pacient, da, și e asimptomatic, poate și-a spune că totul bine și treci prin tine, așa cum este vorba. Dar mai vorbiți cu așa, prin care nu au trecut așa de liniștit. În secția terapie intensivă sunt internați acum 5 pacienți care se tratează de coronavirus. Doar un geam ne despărțea de unul dintre ei, care noapte de noapte e chinuit de tusea provocată de virus, ne-a spus șefa secției. 3 feluri de medicamente primește pacientul contra tusei. Chiar și așa, o tusă care chinuie un timp, mai ales timp din noapte. Apropo, și este și pneumonie și fără tusă, noi avem așa pacienți. Cei care au o stare bună sau medie pot ieși din salon pentru o gură de aer proaspăt. În spatele meu se află secția numărul 1, aici unde la acest moment sunt internați 20 de pacienți. Acum, la ora mesei, unii dintre ei au hotărât să iasă în grădină. Virusul nu alege și toți suntem în aceeași linie, ne-a spus șefa secției, care a transmis și un mesaj pentru oameni. De Doamne să treacă virusul ăsta alături, dar dacă ceva se produce, să fii liniștit. Virusul ăsta îi atacă foarte, foarte complicat psihologic și dacă ei să fie moral pregătiți, totul o să fie bine. Moldova a ajuns printre primele state în lume după numărul de îmbolnăviri noi de coronavirus pe zi în raport cu numărul de locuitori. Valul a luat amploare la sfârșitul lunii mai, când autoritățile au decis să relaxeze restricțiile. Au făcut-o tocmai când situația devenea mai gravă, asta în timp ce majoritatea statelor europene au ridicat restricțiile abia când numărul de infectări a început să scadă. Ministerul Sănătății nu ne-a oferit deocamdată o replică la acest subiect. Dacă analizăm graficele cu cifre prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, vedem că țara noastră se află pe locul 5 în lume în lista statelor cu cele mai multe cazuri noi pe zi, raportate la numărul de populație. În față se află doar Chile, Peru, Brazilia și Suedia. Stăm rău și la capitolul personal medical infectat. La noi, 19% din cei bolnavi sunt angajați din sistemul medical, în timp ce rata mondială e de doar 7%, potrivit Consiliului Național al Nurselor. Autoritățile au spus de fiecare dată că nu sunt de vină pentru faptul că avem mulți medici infectați, secții în carantină și spitale întregi afectate. În primul rând, există și breșe în utilizarea echipamentului de protecție individuală. Iar această linie ascendentă arată clar cum a crescut numărul săptămânal al îmbolnăvirilor din țara noastră de la începutul pandemiei și iată momentul în care starea de urgență a fost ridicată. Cu peste 100 de îmbolnăviri pe zi, autoritățile au decis că starea de urgență nu va fi prelungită. Nu intenționăm să extindem această stare de urgență, reveni la serviciu în regim normal și Parlamentul și alte instituții. Așadar, restricțiile au fost ridicate, transportul public a început să circule în regim normal, s-au redeschis clinicile stomatologice, saloanele de înfrumusețare s-au permis slujbele în aer liber și comerțul în piețe. Iar toate au venit la pachet cu un val și mai mare de infectări. Doar în ultimele 3 săptămâni am adăugat peste 3.000 de cazuri noi de infectare și mai mult de 100 de decese. Pentru toate, autoritățile au dat vina pe oameni și au spus că restricțiile nu aveau cum să fie prelungite pentru că am fi intrat în colaps economic. Conștiente că sunt puse în fața aceluiași risc, autoritățile din alte țări europene însă au decis să impună de câteva ori starea de urgență pentru că numărul de îmbolnăviri nu scădea. În România, de exemplu, a fost prelungită cu o lună. Peste Prut sunt înregistrate până astăzi circa 19.000 de cazuri de COVID, de doar 2 ori mai multe decât la noi, la o populație de circa 7 ori mai mare. Am emis astăzi decretul de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență pe întreg teritoriul al României. Iar în Spania, premierul a cerut ieri Parlamentului să prelungească pentru a 6-a oară starea de urgență. În Italia, una dintre cele mai afectate țări din Europa și prima care a impus carantină totală, a început să taie din restricții după ce autoritățile au constatat că virusul bate în retragere, iar cazurile de infectare sunt în scădere. În Lombardie, de exemplu, acum câteva zile nu s-a înregistrat niciun deces. Așadar, acum linia cazurilor de îmbolnăviri a devenit descendentă în cele mai afectate țări, în timp ce la noi urcă vertiginos. Două judecătorii din Chișinău activează în regim special după ce au fost depistate cazuri de infectare cu coronavirus.
Instituțiile examinează doar cauzele urgente și cele care pot fi citite fără prezența părților. Tot ieri, Agenția pentru Reglementare în Energetică a fost plasată în carantină după ce un angajat s-a îmbolnăvit. La judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana, persoanele care au venit să depună cereri nu au avut acces în instituție. Au fost lăsați să intre doar judecătorii și personalul auxiliar, care vor continua să muncească în mod obișnuit. Măsuri similare s-au luat și la judecătoria din sectorul Centru, însă acolo vor fi examinate cauzele care pot fi judecate fără participarea părților, cele urgente și cele ajunse la faza de deliberare, adoptare și pronunțarea hotărârii. Un caz COVID pozitiv este și la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, instituția fiind plasată în carantină. Doar paznicul este la locul de muncă. Acesta ne-a spus că toți angajații lucrează de acasă. Instituția a fost plasată în carantină până la data de 17 iunie. Acum, oamenii pot apela doar prin intermediul poștei electronice și a liniei de informare. Pe ușă nu este niciun afiș care ar arăta că instituția este în carantină. S-a aflat că încă doi procurori de la Procuratura Generală s-au infectat de coronavirus. Chiar și așa, în oficiul centru al instituției, mai mulți procurori au fost surprinși cum nu respectă măsurile de protecție. De ce mă supuneți riscului, doamnă procuroră? M-ați chemat la audiență. În imagini se vedea că oamenii legii nu poartă măști nici chiar atunci când primesc cetățenii în audiență și nici nu respectă distanța socială. Până acum, 20 de procurori din toată țara s-au infectat cu coronavirus, 5 dintre ei sunt de la Procuratura Generală, iar 6 de la Anticorupție. Doar 5 dintre ei sunt internați în spital, restul se tratează acasă. O ambulanță veche în care cel bolnav nici nu poate fi culcat a adus ieri doi oameni de la Căușeni la un spital din capitală și urma să preia un altul. Medicii de la Toma Ciorbă însă au interzis ca pacientul să fie transportat în asemenea condiții. Lucrăm cu ce avem, răspunde șeful CNAMUP, care afirmă că acum 80% din ambulanțele din țara noastră au termenul de exploatare depășit. La poarta Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, trei angajați ai serviciului de urgență din Căușeni așteptau într-o ambulanță veche să preia un pacient care urma să fie externat. După un drum lung, ajuns în capitală, Dumitru a coborât din mașină stăpânindu-și cu greu emoțiile, oboseala și revolta. Uitați-vă și mașină, noi lucrăm. Eu nici nu pot vorbi, probabil că fiebra mi s-a ridicat. De la Căușeni, 75 de kilometri până la muncă. Și uitați-vă cu ce transport noi transportăm. Indignat de condițiile în care transporta pacienții este și șoferul ambulanței, care însă s-a obținut să comenteze subiectul. Asta pentru că, spune el, lucrurile rămân oricum neschimbate. N-ați ce vrei, vă spun sincer, nu. Angajații de la urgență din Căușeni și-au tras echipamentele la repezeală în curtea spitalului Toma Ciorbă și s-au grăbit să aducă ambulanța în fața secției terapie intensivă. Suntem în curtea spitalului Toma Ciorbă și chiar în aceste momente o persoană tratată deja de COVID-19 urmează să se întoarcă acasă cu acest automobil. După 9 zile petrecute în spital, pacientul externat abia aștepta să revină acasă, ne-a spus infermiera. Au venit și îmi pare rău că nu-l eu. Chiar că tu așteptați ziua de azi și acasă. La un moment dat, șefa secției terapie intensivă a anunțat că pacientul nu poate fi transportat cu această ambulanță din cauza condițiilor din interior și a cerut un alt vehicul de la 112. O altă urgență care a să fie corespundător că pacientul trebuie să fie cu cap. Urgența asta care a fost o urgență de ocazie. Am luat legătura și cu cei de la asistența medicală de urgență din Căușeni, care ne-au spus că au două astfel de mașini în raion și le folosesc doar în cazuri excepționale. De această dată, o ambulanță s-ar fi defectat, așa că a fost nevoie să o folosească pe cea veche. Nu programat că omul se îmbolnăvea sau nu programat că mașina aceea care lucra foarte bine și cu o oră în urmă este defectat. Clar că trebuie repede rezolvat. Întrebarea să nu lăsăm timpul să întindem. La începutul lunii aprilie și angajații spitalului de urgență din Fălești se plângeau de condițiile în care erau nevoiți să muncească. Uite, ce-i bordă, se vede ruliu, se vede adică roata, e cât-o. Șeful CNAMUP susține că ambulanța veche de la Fălești este folosită în continuare. La noi situația este și care este și e cu regret. De la zi la zi tot se înrăutățește, n-are de unde se îmbunătățească. Mai bine de 80% din automobile sunt cu
termenul de exploatare mai mare de 100%. Cei de la Ministerul Sănătății ne-au spus că până la sfârșitul anului urmează să fie repartizate ambulanțe noi în spitalele de urgență din țară. Deci sunt alocați 12 milioane de euro. Până la sfârșitul anului urmează să ajungă în țară 168 de ambulanțe de timp de tip B și C. Urmează să fie repartizate în toate teritoriile administrative unde sunt închise ambulanțele și au o uzură de 100%. Un nou incident în care este implicată poliția trezește revoltă și indignare în SUA. Doi polițiști din New York au fost suspendați după ce a fost publicat un video în care apar trântind la pământ un bărbat de 75 de ani. S-a întâmplat în timpul protestelor declanșate de moartea lui George Floyd. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În imagini se vede cum bărbatul se apropie de ofițerii de poliție. Unul dintre aceștia îl împinge cu bastonul, iar al doilea cu mâna. Apoi se aude zgomotul prăbușirii, iar din câte se înțelege, bărbatul s-a lovit la cap. Imaginile filmate dintr-un alt unghi arată că polițiștii continuă să mărșăluiască după căderea bărbatului, deși unul dintre cei care l-a împins se apleacă asupra lui, însă este luat de acolo de un coleg. Bărbatul a fost rănit destul de grav. Poliția a precizat inițial că el a căzut după ce s-a împiedicat, iar cei doi polițiști au fost suspendați din funcție. Tot la New York, un polițist care patrula în Brooklyn pentru prevenirea jafurilor a fost atacat cu un cuțit. Cel care a făcut asta a fost împușcat, însă în schimbul de focuri care au urmat, au mai fost răniți doi agenți. În aceste imagini se vede cum un polițist este lovit cu un extintor, iar altul este doborât de o mașină. Aseară, manifestațiile s-au lăsat din nou cu arestări. Cel puțin 60 de persoane au ajuns după gratii la New York. Au fost mai puține decât în seara precedentă, dar poliția nu lasă garda jos. They have to be off the street. An 8 o'clock curfew, we gave them to 9 o'clock. And there was no indication that they were going to leave these streets. This area has been hurt enough. The businesses here are suffering, the residents here have suffered. Între timp, în Minneapolis a avut loc o primă ceremonie de comemorare a lui George Floyd. Primarul orașului unde a avut loc tragedia a plâns lângă sicriul afroamericanului. La eveniment au fost prezenți atât membrii familiei cât și prietenii. Participanții au ținut un moment de reculegere timp de 8 minute și 46 de secunde, atât cât a stat polițistul Derek Chauvin cu genunchiul pe gâtul lui George Floyd, provocându-i moartea. Cei trei polițiști acuzați de complicitate la uciderea lui George Floyd au apărut ieri în fața unui judecător. Niciunul dintre cei trei nu a spus cum pledează față de acuzațiile aduse. $1,000,000 este cauțiunea stabilită pentru fiecare dintre ei. Un moldovean stabilit de 21 de ani în Minneapolis, în epicentrul protestelor din SUA, a fost martor și chiar a participat la manifestații. El spune că oamenii au ieșit în stradă ca să ceară dreptate pentru George Floyd. Acum spiritele s-au mai liniștit, dar situația este oricum tensionată. Aceste imagini au fost filmate de Igor Ureche, un moldovean stabilit de 21 de ani în orașul american Minneapolis. Eu tot eram în protest cu oameni care vreau dreptate de la poliție. Strigam, nu urcam pietre, doar strigam și blocam drumurile cu multe, multe de oameni. Am vrut schimbări, că nu-i drept polițaiul ce a făcut. O stat pe genunchi, pe gât la omul acesta și l-au murit. Igor spune că în a treia zi după uciderea lui George Floyd, spiritele s-au încins, iar protestele au început să devină violente. Manifestanții distrugeau tot ce le ieșea în cale și incendiau clădiri. El s-a aflat în mijlocul acestor evenimente. Aici am o firmă de construcție și multe business-uri m-au sunat și au vrut să venim să-i punem lemn pe geamuri, să nu-i strică protestor geamurile. În timpul de acesta, când noi am fost să punem lemn, oamenii de culoare vineau pe drum și spuneau că azi vie și să dea jos lemnul și să arde clădirile. Era tensiune foarte mare, foarte greu. Acum este mai liniște, iar orașul încearcă să-și revină după coșmar. Străzile și clădirile arată ca după război. Și mi este foarte dureros să văd orașul meu în care am crescut să arde, să fie protest, oameni să strică, să distrugă ce au făcut oamenii americani aici.
E foarte greu. Moldoveanul spune că tensiune încă este, iar oamenii încă mai protestează, deși nu cu aceeași intensitate, după ce pe străzi a intervenit Garda Națională. Acum, de la ora 8 seara până la ora 4 dimineața, nu avem voie să ieșim din casă. Dacă ieșim din casă, poliția ne arestează. S-au liniștit foarte mult, doar tot este o leacă de tensiune cu oameni de culoare și oameni albi. Igor Ureche este originar din Copăceni, Sângerei și a emigrat în Statele Unite împreună cu familia la vârsta de 6 ani. De atunci trăiește în orașul Minneapolis. După ce au permis să fie sărbătorit Paștele Blajinilor și au anunțat că vor lăsa deschise porțile tuturor cimitirelor, autoritățile îndeamnă pe oameni să fie atenți și îi avertizează că pericolul răspândirii coronavirusului este mare. Poliția anunță că va trimite oamenii legii în cimitire și la biserici, iar aceștia vor avea grijă ca toți cei care intră să poarte măști sau mănuși, pentru că, în caz contrar, vor fi amendați. Oamenii legii spun că în zilele de sâmbătă și duminică se vor afla la toate cimitirele din țară. Aceștia vor asigura ordinea publică și monitorizarea respectării regulilor de prevenire a infectării cu virusul COVID-19, circa la 1500 cimitire în toată țara, dar și la slujbele religioase desfășurate. Astfel, nu se va permite intrarea în cimitire fără măști și mănuși, iar păstrarea distanței sociale este obligatorie. Cei care nu vor respecta regulile riscă să fie amendați, cu cât anume însă poliția nu a putut să ne spună. În cazul în care o să fie depistate persoanele care nu respecte regulile de protecție, mă refer la măști, mănuși, distanțare socială. Dacă să vorbim de amenzi, în cazul în care vor fi, nu știm, în cazul în care vor fi încălcate regulile. Vom stabili. Medicii epidemiologi care fac parte din Comisia pentru Sănătate Publică de la Guvern și pot influența deciziile luate, spun că sunt îngrijorați de faptul că după aceste zile sistemul medical s-ar putea confrunta cu un val mare de îmbolnăviri, căruia nu-i va putea face față. Noi am rămas pe aceeași poziție, să nu permitem desfășurarea activităților legate de Paștele Blajinilor și pomenirea celor plecați în lume, celor drepți. Din păcate, biserica nu ne-a auzit și noi rămânem pe poziția ca populația să rămână masiv acasă. Șeful ANSP a declarat că biserica trebuie să-și asume toate îmbolnăvirile care vor urma după Paștele Blajinilor. Este decizia sinodului Bisericii Ortodoxe a Mitropoliei Moldovei. Este decizia și asumarea de risc care le aparține. Noi ne-am expus destul de clar vis-a-vis de mai multe ritualuri bisericești, nu doar Sfânta Împărtășanie. Și noi am venit cu mai multe argumente că această procedură este una cu risc major pentru transmiterea infecției. Este decizia care aparține Mitropoliei Moldovei. Punct. Fără comentarii. Totuși, pe 27 aprilie, când urma să aibă loc Paștele Blajinilor, autoritățile au putut să amâne această sărbătoare. Porțile cimitirelor au fost închise, iar în unele localități, cum a fost la Soroca, de exemplu, ofițerii de la Fulger stăteau de pază ca nimeni să nu intre. Ulterior, prim-ministrul a anunțat că pe 7 și 8 iunie Paștele Blajinilor va fi totuși marcat și nu va fi amânat din nou. Nu va fi amânat acest eveniment, dar considerând riscul major pentru contaminarea a populației, sunt și aici foarte clar și concret stabilite instrucțiuni pentru sanitare epidemiologice. Venim cu mesaj pentru cetățeni, pentru societate, să ne abținem în această perioadă să mergem în grupuri la cimitire. Astăzi, prim-ministrul, care admite ca porțile cimitirelor să fie deschise în weekend, îi îndeamnă pe oameni să nu meargă să-și pomenească răposații la locurile de veci. Stați acasă, nu la cimitir, a punctat scurt premierul pe Facebook. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!